Pentru majoritatea românilor, cuvântul concediu este sinonim cu mare și plajă. Fie că este vorba despre familii cu copii sau grupuri de prieteni, cei mai mulți aleg Turcia ca destinație de vacanță, iar ofertele sunt greu de refuzat. După un an în care am resimțit din plin lipsa vacanțelor, turcii vin cu oferte greu de refuzat. Resorturi de zeci de mii de metri pătrați sunt puse la dispoziția turiștilor care vor să se relaxeze într-una dintre cele mai căutate destinații de vacanță. Una dintre cele mai frumoase părți ale hotelurilor turcești este faptul că poți sări din cameră direct în piscină. Pe lângă peisajele care îți taie respirația, mările cu steag albastru și nisipul alb, Turcia își atrage turiștii și prin facilitățile pe care le oferă pentru copii. Gândiți-vă că aveți doi copii, trei copii sau chiar un copil. Mergeți într-un loc, copilul mănâncă ceva, nu mănâncă ceva, aici aveți totul la îndemână. Aveți nevoie de orice aveți nevoie, e gata, deja pregătit. Hotelurile sunt compacte și foarte bine gândite. Însă surprizele nu se opresc aici. Pentru iubitorii de golf este bine de știut faptul că în Belek majoritatea hotelurilor pun la dispoziție adevărate terenuri de mii de metri pătrați pentru a practica acest sport. Oferte care pornesc de la 400 de euro de persoană pentru un sejur de 7 nopți, cu zbor inclus, turiștii se pot relaxa în resorturi care le pun la dispoziție tot ce au nevoie pentru o vacanță de neuitat. La polul opus există și resorturile de lux. For family rooms in main building or family rooms here in lake houses you want with flights or transfer, it's around 2000 euros. Let's say, more or less. Anual, peste 200.500 de români își petrec vacanțele în Riviera Turcă.